așa mare diferență între dumneavoastră și restul colegilor. Ce ați făcut? Ați descoperit așa secretul tinereții veșnice? Nu, aș fi vrut să-l descoper. Am descoperit bucuria de a trăi, bucuria de a zâmbi, bucuria de a oferi oamenilor ceea ce ai tu mai bun. Ca și educație, ca și talent, ca și fel de a fi. E primul dumneavoastră serial de micul ecran în care jucați? Nu știu. Ce tânără ești. Sunt, că BD-ul, vă zic sincer, că l-am văzut în reluări, că noroc că se dau e periodic. E primul serial. Eu când eram de vârsta ta, am jucat într-un serial. Se chema Urmărirea. Cei de vârsta mea și-aduc aminte. Să continuăm. Nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic. Farmecul tău trece peste orice. Punem altă întrebare. Apropo de BD, că să nu sunt chiar așa de tânără, deci v-am urmărit în miniserie, ca să nu fină, să vină serial. Atunci ați avut o replică, când erați Caralambie, că știți și jiu-jitsu. Și peste ani, nu știu cum se face că Tudor este campionul României și cel mai bun antrenor al nostru. Cum v-a văzut atunci? A fost destin? Replica aia a venit de la dumneavoastră? Ce se întâmplă de la o diferență de 50 de ani, că acum cred că au trecut 50 de ani, e toată nebunia asta? Întâmplarea. Întâmplare? Da. Dar ca să vezi ce înseamnă ceva de sus, undeva, astrele, eu să vorbesc că știu jiu-jitsu și, într-adevăr, fiul meu, Tudor, să fie cel mai titrat antrenor de jiu-jitsu brazilian din țară, iar la categoria lui de vârstă, la categoria lui ca antrenor, avea 42 de ani, acum vreo 3 ani, când a ieșit campion european. O bucurie, o bucurie. Când merg uneori pe stradă și mă întreabă lumea ce face Tudor, nu poate fi bucurie mai mare. Pe el întreabă ce face George și pe mine mă întreabă ce face Tudor. Și mă bucur foarte tare că și el e cineva. Deci cumva asta vă, nu știu, vă face să treceți cu vederea că niciunul dintre copii nu a mers pe calea dumneavoastră, nu v-a călcat pe urme și s-au dus toți către sport, nu? Adică nu vă mai pare rău așa ca orice mare. Cel mic, cei mici, mici, sunt mari acum, 20, 19 și 18 aproape. Acum vreo două săptămâni, el a dat bacul și domnul profesor de logică, care făcea meditații, i-a spus, printre altele, copiii trebuie să-și depășească părintele. Și după o pauză asta mică la teatru. E greu, domn profesor. Da. Nu, ei au mers pe linia sportivă cât au fost mici, mai mari acum. Acolo și-au găsit culoarul. Eu, dintr-o întâmplare, am ajuns student la Institutul de Teatru după ce am dat de 3 ori. Puteam să cad și a treia oară și să-mi pară rău că nu stăm de vorba azi. Eu știu că ei sunt din generații oarecum diferite, că cel mic spuneați că a dat bacul de curând, dar totuși noastră ați muncit dintotdeauna, ați fost prezent în industria noastră românească. Aveam să vă întreb dacă vă reproșați cumva sau ați reușit să îmbinați și cariera și rolul de tată? Sau aveți de reproșat că n-ați fost mai mult alături de copii? Evident că dacă ar fi să-mi reproșez ceva, mi-aș reproșa că n-am stat sau că nu stau mai mult cu copiii sau cu nepotul. Dar nu ai cum. Scuze. Am vorbit la mai multe televiziuni. N-ai cum. Vă spun acum, rolul ăsta îmi ia atâta timp. E un rol greu, cu text mult, superb, superb rol, dar greu, cu text mult și merg unde vreți și unde nu vreți. Uite, eu acum, dacă scap de voi, mă duc acolo în grădină și citesc. Pe asta vreau să ați rămas old school, să învățați, să nu cumva să... Păi dacă noi bucurăm lumea, ca să spun așa, nu poți să o bucuri dacă nu muncești. Nu poți să o bucuri. Deci, în urma muncii, reușești prin rolurile care le ai să bucuri lumea.
Știu că nu aveți voie contractual să ne dați prea multe detalii despre rol. Însă, eu tind să cred, vreau să știu dacă ghicesc sau nu, chiar dacă sunteți personaj negativ, o să fiți un personaj negativ iubit așa de toată lumea. Adică o să vă vedem bunătatea din primul. Ești prima care spui asta, care ai simțit asta și, într-adevăr, mi-au spus că au vrut să fie un personaj negativ, dar iubit de telespectatori. Eu am căutat să aduc în acest rol și partea umană. El își iubește foarte mult personajul meu, familia. Iubește viața. Am văzut după soție. Soția e Jojo în film și fiica mea e Teoroz. Și am un băiat de 12 ani în film, chiar aici unde ne aflăm, am filmat. Uite, pe scara asta coboram și îmi spuneam replicile. Imediat în dreapta piscina interioară era casa mea, casa lui Bebe Măcelaru. Deși dacă o să faceți ceva rău, că o să aveți niște cadre, niște secvențe, da, noi o să vă găsim o explicație, o scuză, da. Îți spun eu, îți dau un exemplu. În zona asta, din câte știu eu, pe care eu o exploatez cu personajul meu acum, în general, când sunt înșelați, când sunt trădați de cei apropiați, nu de familie, nu vorbesc de familie, de cei pe care îi are, să zic, în clan, atunci sunt ei, personajele ca personajul meu, sunt neiertători. Și sunt neiertători și o dată sau de două ori. O să vedem în stilul umoristic caracteristic sau să băgați și privirea de băiat rău, cum se folosește în film? Să aveți o privire așa de băiat rău sau cu zâmbetul pe buze o să executați? Uite, zâmbetul meu de acum e zâmbetul lui Bebe Măcelaru, care spune... Cam fioros eu. Care spune, zâmbind, nu te văd bine.